Cromatopsia reprezintă un deficit al vederii culorilor. Culoarea este, de fapt, o undă electromagnetică care este percepută de către anumite elemente din interiorul ochiului. Combinația dintre semnalele chimice date de anumite lungimi de undă se transmit la nivelul creierului și în felul acesta vedem culorile. Există trei tipuri diferite de receptori în interiorul ochiului care ne ajută să vedem culorile și anume receptor pentru culoarea verde, receptor pentru culoarea roșu și receptor pentru culoarea albastră. În cazul discromatopsiei, unul dintre acești receptori sau mai mulți pot fi afectați. În funcție de gradul afectării avem și diferite grade de discromatopsie, mergând de la deficite blânde, de care pacientul nici măcar nu este conștient, până la deficite foarte severe. Tot în funcție de tipul receptorului afectat, vom întâlni deficit al culorii pe verde, care se numește deuteranomalie, deficit al vederii pe roșu, care se numește protanomalie, și deficit al culorii pe albastru, care se numește tritanomalie. Pot exista dificultăți cu planșele școlare colorate. Deci copilul poate părea că are dificultăți de învățare, când de fapt este doar un deficit al vederii acestor culori care îl împiedică să răspundă corect. Pentru a ne lămuri dacă există sau un deficit cromatic, avem testele Ishihara, care sunt cele mai răspândite teste folosite pentru examinarea discromatopsiilor. Aducând copilul la medic, îi prezentăm aceste planșe și după felul în care răspunde, ne dăm seama de tipul afectării vederii cromatice.